știm la acest moment de evanghelizare, chiar dacă unul dintre frați citește dintr-un loc clasic din Evanghelie, celălalt va citi din Cartea Faptele Apostolilor. Ne-am adus aminte duminica trecută, încheiem capitolul 9 din Cartea Faptele Apostolilor, că Apostolul Petru era în Lida, o localitate micuță, dar unde erau credincioși, și a vindecat pe acea tânără, Dorca sau Tabita. A văzut acolo mulțimea aceea de surori care plângeau și care spuneau despre lucrările frumoase pe care le făcea această tânără. Și Petru i-a spus, scoală-te, îți spun. Și ea s-a ridicat în picioare. Puterea lui Dumnezeu. Acum vom citi cu ajutorul Domnului din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10. De la început până la versetul 45, un capitol cam mare, dar nu avem cum să-l împărțim. Așa că voi citi mai repede. Faptele Apostolilor, capitolul 10, sutașul Corneliu. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, că a intrat la el și i-a zis, Cornelie! Cornelie s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Și îngerul i-a răspuns, rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cu cernic, din aceia care îi slujeau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al 6-lea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară, ce a curățit Dumnezeu să nu numesc spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori. Și îndată după aceea, vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zi și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru, la vedenia aceea, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni, scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru de s-a pogorât și a zis oamenilor acelora, eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns, sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Petru deci a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. Și în cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și i-a zis, scoală-te și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu ies pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns,
acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru, el găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul lângă mare. Când va veni, el îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar toți suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Până aici. Un comentator al Cărții Sfinte, într-una din scrierile sale referitoare la locul acesta din Fapte 10, spunea: capitolul 10 din Cartea Faptele Apostolilor nu are nevoie de nicio lămurire. Este atât de lămuritor încât nu mai e nevoie să spui nimic despre el. Așa că nu voi spune prea mult legat de acest lucru. Dar cum se poate vesti Evanghelia? Cum putem afla vestea bună a mântuirii pe care o dă Domnul Iisus Hristos decât citind cuvântul lui Dumnezeu? Decât auzind ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu și decât primind în inima noastră acest cuvânt al lui Dumnezeu? Așa cum am văzut mai devreme, la început, acel om, acel cărturar a venit la Domnul Iisus. Și așa cum Domnul Iisus și-a făcut atunci timp și a stat de vorbă cu omul acela și a răspuns la întrebări cu toată delicatețea, așa proceda el și în cazul de față. El era înălțat în slavă la Tatăl, dar are servii lui pe pământ. Avea atunci și are în toate generațiile oameni ai lui de care se folosește pentru ca cei care sunt în întuneric să poată să vină la lumină. Cei care sunt, așa cum spunea Sfântul Pavel, sub stăpânirea celui rău, să poată să vină la Dumnezeu. Cine era Corneliu? Era un om deosebit, după părerea mea spun. Cu siguranță a avut pe cineva în familie creștin. Un creștin devotat Domnului, un creștin adevărat. Altfel nu avea atâta cunoștință acest Corneliu despre Dumnezeu. Avea o inimă aleasă acest Corneliu. Patru lucruri mi-au atras atenția în versetul 2 și mi le-am subliniat în Biblia mea. Omul acesta era cucernic. Omul acesta avea un caracter deosebit. Avea o viață aleasă. Știți, nu întâmplător ne spune cuvântul lui Dumnezeu, de pildă, în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, ni se spune despre vindecarea robului unui sutaș. Același autor, nu? Luca, cel care a scris Evanghelia după Luca,
El este autorul și cărții Faptele Apostolilor, așa cum ne-am adus aminte atunci când am început să citim la rând în această epistolă sau această carte Faptele Apostolilor. Sau așa cum pe bună dreptate se mai poate spune și Faptele Duhului Sfânt. Duhul Sfânt lucra cu toată puterea. Spuneam în Luca 7, ni se spune despre un sutaș și el cu o inimă aleasă, și el un om deosebit. Ai zice, dom'le, dacă ăștia erau dintre romani, de unde atâta credință în Dumnezeu, de unde atâta teamă sfântă de Dumnezeu, de unde atât respect pentru Dumnezeul preasfânt din ceruri? E, uite că era. În toate timpurile Dumnezeu a avut oameni ai Lui, devotați Lui, care au avut o mărturie de viață excepțională. Acel sutaș, ni se spune despre el în Luca 7, puteți citi pe îndelete acasă, dacă nu cunoașteți textul de acolo. Puteți vedea că omul acesta avea într-adevăr niște calități deosebite. Făcea bine celor din neamul lui, le-a zidit sinagoga. Și atunci când trimite pe niște bătrâni să roage pe Domnul Iisus să vină să-i vindece robul, bătrânii aceștia dau o mărturie bună despre el Domnului Iisus și spun, face să-i face acest bine, căci el iubește neamul nostru. Cum dacă era roman, iubea pe evrei? Iubea, pentru că a pus Dumnezeu milă și dragoste în inima lui. El ne-a zidit sinagoga. Ce frumos! Un om interesat ca oamenii aceștia să-L caute pe Dumnezeu și să-L găsească, așa cum spune Scriptura, măcar că nu este departe de ei. Și omul acela, sutașul de acolo din Luca 7, și acest Corneliu, sunt oameni deosebiți. A doua calitate a acestui om, temător de Dumnezeu. Unde sunt acești oameni astăzi, în generația noastră, în țara noastră și chiar pe întregul pământ? Oameni temători de Dumnezeu. Nu să te temi de Dumnezeu ca de un suveran care poate oricând să te trăznească pentru că ești păcătos. Nu. Să te temi de Dumnezeu, adică să-L respecti pe Dumnezeu. Adică să ai acea teamă sfântă, să nu îl superi pe Dumnezeu prin păcatele tale, prin viața ta. Acel respect pentru persoana sfântă a lui Dumnezeu. Așa era Corneliu, temător de Dumnezeu. Împreună cu toată casa lui. Ce disciplină aducea în casa lui. Probabil moment de devoțiune, de închinare împreună cu cei din familia lui. Omul acesta iubea sincer pe Dumnezeu în viața lui. Al treilea lucru. El făcea multe milostenii norodului. Avea un salariu bun, nu? Era un sutaș, unul care avea sub ordine atât soldați. Era bine plătit de Roma. Și își permitea să-i ajute pe oamenii aceștia. Poate pe oameni mai necăjiți. Cine produce în noi aceste calități? Cine aduce în noi milă? Dumnezeu. Domnul Iisus spunea în cuvintele pe care le rostea pe muntele fericirilor și le găsim scrise în Matei 5. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Omul acesta făcea multe milostenii. Apoi, a patra calitate a lui. Se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Ce frumos! Îmi sună bine în urechi lucrul acesta. Se ruga totdeauna. Nu se ruga doar când se ducea la să-L se întâlnească cu Dumnezeu. Poate la biserică. Se ruga în fiecare zi. Dar nu ni se spune asta. Dar se ruga totdeauna. Și așa cum mărturisește el, pe la ora aceea, când era în casă, Dumnezeu a trimis pe îngerul său. Extraordinar. Să vină un înger și să spună despre o persoană care este la o anumită adresă, să chem persoana aceea la tine și persoana aceea să-ți spună tot ce trebuie să știi ca tu să te întorci la Dumnezeu. Ce frumos! Astăzi Dumnezeu nu mai folosește o astfel de modalitate. Astăzi Dumnezeu, în bunătatea Lui, în dragostea Lui față de noi, a rânduit să avem un astfel de program când se poate vesti Evanghelia și să putem auzi din partea Lui Dumnezeu vestea cea bună a Evangheliei.
faptul că putem fi iertați prin credința în Domnul Iisus, în jertfa lui de la cruce. Așa a făcut Corneliu. Atunci când l-a văzut pe înger, când a auzit acest mesaj din partea îngerului, n-a mai stat pe gânduri. A trimis repede oamenii ai lui de încredere să caute pe acela despre care i s-a spus. Pe Petru, pe apostolul Petru. Și în timp ce Petru era confuz cu privire la vedenia lui, în timp ce se gândea ce să însemne lucrul acela, cu fața aceea de masă, cu dobitoacele acelea curate și necurate, așa cum am văzut, și Luca scrie în amănunt, poate este plictisitor să citim, dar ne face bine, Petru are înțelegerea. Petru recunoaște că Dumnezeu vrea să-l folosească. Până la acest moment, Petru s-a ocupat să vestească Evanghelia iudeilor. Dar acum Dumnezeu îi deschidea o ușă, o oportunitate să vestească Evanghelia și neamurilor. Corneliu era dintre cei care făceau parte din neamuri. Ei bine, Petru are acum înțelegerea și este gata să meargă să-i vorbească acestui om. Și am văzut că atunci când a ajuns, Corneliu iese înainte și ca o gazdă bună care își primește musafirii, iese repede în față și se închină în fața lui Petru, se apleacă la picioarele lui. Am văzut că Petru este gata să-l ridice și să-i spună: și eu sunt om. Dacă ar fi fost un om plin de mândrie, ar fi zis: da, păgânul ăsta la picioarele mele îi stă foarte bine. Da, păgânul ăsta are nevoie să-l cunoască pe Dumnezeu. Nimic din toate acestea. Ne aducem aminte că în capitolul 3, atunci când era împreună cu Ioan și mergeau la templu și are loc vindecarea aceea, atunci când oamenii erau gata să îl numească Mercur sau Jupiter pe vreunul din ei, ei spun: nu nouă, Domnului trebuie să îi aducem închinarea noastră, lauda noastră. Lui se cuvine închinarea. Tot așa și aici. Nu. Ridică-te, Corneliu, și eu sunt om. Uite, m-a trimis Dumnezeu ca să-ți spun cum te poți întoarce la Dumnezeu. Cum poți fi mântuit. Și Petru începe să vorbească. Intră în casă, acolo Corneliu are pregătit să audă nu numai el, ci și toți ai lui din familie și cunoscuți de ai lui. Ce auditoriu! Cum aranjează Dumnezeu toate lucrurile ca vestea bună a Evangheliei să ajungă și la acești oameni. Ce mare este iubirea lui! Cuvântul Cărții Sfinte ne spune că voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți și să ajungă la cunoștința adevărului. Nu numai anumiți oameni, nu. La început Dumnezeu a vrut să-și aleagă poporul său și a trimis pe profeți, pe proroci, a trimis pe Domnul Iisus, dar a fost respins. Au fost respinși profeții, unii au fost omorâți, a fost respins Mântuitorul și el avea să fie omorât. Glasul tuturor parcă a sunat la unison: răstignește-l, răstignește-l. Când Pilat pune întrebarea: dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, au răspuns cu toții. Găsim scris în alte evanghelie. Ei bine, acești oameni aveau nevoie acum de pocăință sinceră ca să recunoască în lăuntrul lor că Domnul Iisus Hristos îi cercetase. Pe când cei dintre neamuri, ce deschidere de inimă, ce primitori sunt, cum sunt gata să vină în fața Domnului Iisus să-L primească pe El ca și Mântuitor. Așa cum am văzut din încheierea acestui capitol. Petru este în casa lui Corneliu și începe să vorbească. În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Sau așa cum găsim scris în Epistola către Romani, în capitolul 2, la versetul 11. Găsim scris așa: căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și cuvântul ne precizează clar acest lucru și ne spune că Dumnezeu, spre deosebire de noi oamenii, nu se uită la ceea ce izbește ochii, adică
la felul cum arătăm în exterior, că suntem mai frumoși la chip sau mai puțin frumoși, că suntem bine îmbrăcați sau mai puțin bine îmbrăcați. Dumnezeu nu se uită la aceasta. Dumnezeu ne spune Cartea Sfântă că se uită la inimă. Așadar, acele persoane dintre dumneavoastră care ați venit și astăzi în acest loc, să știți, Dumnezeu se uită la inima dumneavoastră. El știe ce este acolo, știe ce gânduri aveți, știe ce dorințe aveți, știe absolut totul. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Găsim scris în Epistola către Evrei, în capitolul 4. Nici o făptură nu este ascunsă de el. Cât de important este acest lucru. David, într-o atitudine de recunoștință înaintea lui Dumnezeu, spunea: Doamne, rugăciunea lui, Tu știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândurile. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl știi în totul. Așadar, ne cunoaște pe toți. Mic sau mare, tânăr sau tânără, om matur sau o doamnă matură, sau chiar în vârstă, dacă este cineva între noi aici, Dumnezeu ne cunoaște, știe viața noastră, știe preocupările noastre de viață, știe absolut totul despre noi. Petru începe să vorbească prezentând pe Domnul Iisus Hristos. După ce spune că Dumnezeu nu este părtinitor și că în orice neam cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Ce frumos! Ce bine îl prezintă Petru pe Domnul Iisus, Domnul tuturor! Nu numai concentrat asupra poporului evreu, ci Domnul tuturor. Acela care vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Aici este și un verset care este foarte des folosit. Petru l-a rostit în casa lui Corneliu, versetul 42. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el, capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Capătă! Adică primește ceva care nu merită. Primește un dar. Aceasta este vestea bună a Evangheliei. Suntem iertați prin credință. Suntem iertați fără merite. Meritele le are El, Domnul Iisus, care a murit pentru noi, oamenii păcătoși. El și-a dat viața pentru noi. El și-a întins mâinile de bună voie ca să fie străpunse și picioarele pe crucea Golgotei, pentru ca noi, păcătoși pierduți, să aflăm iertarea în Domnul Iisus, să fim mântuiți. Cuvântul spune, găsim scris în Epistola către Efeseni, în capitolul 1, la versetul 7. În El, adică în Domnul Iisus Hristos, avem răscumpărarea. Prin sângele Lui, prin sângele Domnului Iisus Hristos, avem iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Și dumneavoastră, oricine ați fi în locul acesta, aveți iertarea păcatelor. Doar trebuie să o primiți. Trebuie să veniți la Domnul Iisus. Și venind la El, trebuie să recunoașteți că sunteți un om sau o femeie păcătoasă. E, când încep să-i spui omului despre acest lucru, nu-i place deloc. El se uită în inima lui, dar se uită cu ochii lui. Și vede că este un om cum se cade, un om bun, manierat, care vorbește frumos, care face fapte bune, poate, așa cum făcea Corneliu odinioară. Și nu se vede atât de vinovat sau de păcătos ca și omul acela căzut în șanț, biluit de alcool. Nu se vede atât de păcătos ca cel care fură și ajunge în închisoare. Nu se vede atât de păcătos ca alți păcătoși pe care el îi consideră mai mari decât el. E bine, cartea aceasta ne spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Că nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Găsim scris în Epistola către Romani, în capitolul 3. Așadar, niciunul dintre noi nu face excepție. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cum ne primește Dumnezeu? Ne primește venind la Domnul Iisus. Și când vin la Domnul Iisus,
nu vin să-i spun, Doamne, știi cine sunt eu? Ați văzut? Nici cărturarul nu a avut mare trecere în fața Domnului Iisus. Pentru că Domnul Iisus îi cunoștea inima. Domnul Iisus ne cunoaște inima și viața fiecăruia dintre noi. Trebuie să venim cu pocăință. Doamne, sunt un păcătos. Să recunoaștem. Ne aducem aminte în descrierea pe care o face Luca în capitolul 18 din Evanghelia sa, vorbește despre un vameș care a venit la templu. Și vameșul nu a venit să recunoască înaintea lui Dumnezeu ce persoană deosebită este el. Poate că era mai bun decât alții. Dar nu a venit să spună aceasta lui Dumnezeu. Când vine în templu, își ia un loc mai din spate, stă acolo și în timp ce este acolo, gândește că este potrivit să se bată cu pumnul în piept și să facă o rugăciune scurtă, ca o telegramă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! În rugăciunea lui este atât conținut, e atât de cuprinzătoare rugăciunea lui. Recunoaște că este Dumnezeu în ceruri, suveran. Îl imploră pe Dumnezeu, Dumnezeule, ai milă de mine. Și recunoaște că este un om păcătos. Ei bine, o astfel de rugăciune ajunge la Dumnezeu. Așa cred că s-a rugat acest Corneliu. Și rugăciunea lui a ajuns la Dumnezeu. Este rugăciunea pe care o ascultă cerul atunci când eu sunt păcătos și îi spun, Doamne, fie-ți milă de mine, păcătosul. Și Dumnezeu va lucra de așa manieră încât să-mi aducă vestea bună a mântuirii. Mă văd eu păcătos? Ne vedem noi oameni păcătoși? Atunci simțim nevoia să venim la Domnul Iisus Hristos, la Mântuitorul. Petru le-a vorbit despre Domnul Iisus că Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care a umblat din loc în loc. Făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn. Vestea bună a Evangheliei este aceasta. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus pentru ca să ne salveze. În casa lui Zacheu, Domnul Iisus spunea, căci Fiul omului sau Fiul lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cine erau cei pierduți? Noi. Și n-a venit doar să ne caute, ci a venit să ne caute, dar și să ne mântuiască, adică să ne salveze, să ne împace pe noi cu Dumnezeu. Auziți ce frumos spune Petru apoi în cuvântarea lui. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate. L-a înviat a treia zi. Vestea bună a Evangheliei este de fiecare dată marcată și de acest lucru. Domnul Iisus nu a rămas în mormânt, ci a înviat. S-a arătat ucenicilor, a stat împreună cu ei timp de 40 de zile și apoi în văzul lor s-a ridicat la cer. Și cuvântul ne spune că este la dreapta lui Dumnezeu unde mijlocește pentru noi. Este marele nostru preot la dreapta lui Dumnezeu. Așadar, așa cum stați pe bancă, aici jos, în sală, sau pe scaun, la balcon, puteți să vă îndreptați spre el, spre marele preot din cer. Și abia așteaptă să asculte cuvinte prin care îl implorați. Fie-ți milă, Doamne, de mine, păcătosul sau păcătoasa. Iartă-mă și pe mine, primește-mă și pe mine. Dă-mi putere de pocăință, Doamne. Abia așteaptă el să audă o astfel de rugăciune. Și prin puterea Duhului Său Sfânt va lucra imediat. Ce mare este el, slavă lui pentru lucrul acesta. Petru este gata să vestească cuvântul lui Dumnezeu, vestea bună a mântuirii. Și oamenii aceștia sunt ochi și urechi. Ascultă ce spune trimisul lui Dumnezeu. Era trimisul? Era! Îngerul a spus, trimite-ți la Petru. El trebuia să vină acolo. Și Petru își face lucrarea, își împlinește mandatul lui. Merge acolo și vestește Evanghelia. Pe când rostea Petru, am citit în versetul 44, cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul.
Interesant. Am văzut noi la începutul cărții că Duhul Sfânt, în capitolul 2, din Faptele Apostolilor, Duhul Sfânt s-a coborât peste apostoli când erau adunați împreună într-un loc, potrivit cu felul în care a învățat Domnul Iisus. Și acum, la cuvântarea aceasta, și acolo unde Duhul lui Dumnezeu a văzut inimi deschise, s-a pogorât Duhul lui Dumnezeu peste oamenii aceștia. Ce schimbare, ce înnoire, ce putere de regenerare aduce Duhul lui Dumnezeu în viața unui om. Dacă până acum iubeai păcatul, Duhul lui Dumnezeu, atunci când te pocăiești, îți dă putere să te împotrivești păcatului, să spui nu. Să nu mai faci voia celui rău, trăind departe de Dumnezeu și în păcat, ci predându-te lui și trăind pentru el sau trăind în neprihănire. S-a pogărât Duhul Sfânt. Ce lucrare! Acolo Duhul Sfânt coboară în inimi care se deschid pentru el, pentru ca să aducă înnoirea, cum auzeam și mai devreme. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Sau așa cum spune Domnul Iisus în lui omului aceluia, bătrânul de altă dată, și el un cărturar, și el unul din Sinedriu, Nicodim, găsim scris în Evanghelia după Ioan în capitolul 3, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Așa este asemănată puterea aceasta a Duhului Sfânt, care vine în inima ta și aduce înnoirea, aduce schimbarea, aduce nașterea din nou, așa cum este folosită expresia aceasta în Evanghelia după Ioan în capitolul 3. Vrea cineva astăzi să fie născut din nou sau născută din nou? Cum arată un om născut din nou? Un om care se bucură. Un om care spune, acum îl am pe el ca mântuitor. Un om care începe ziua cu el, cu Domnul Iisus. Și încheie ziua cu el, în rugăciune. Un om care îi cere ajutorul. Un om care nu mai are teamă ce se va întâmpla mâine. Un om care are nădejde. Pentru că nădejdea a fost turnată în inima lui prin credință. Ce mare este puterea lui Dumnezeu! Fie ca astăzi și în locul acesta și în orice loc unde este chemat numele Domnului Iisus și unde se vestește cuvântul adevărului, să fie persoane care să se deschidă în fața Evangheliei, care să primească pe Domnul Iisus. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Și noi suntem dintre neamuri. Dar și pentru noi, harul lui Dumnezeu s-a arătat. Și dintre noi, oamenii aceștia, românii din poporul acesta, am reușit, ajutați de harul lui Dumnezeu, să-L primim pe Domnul Iisus ca Mântuitor, să avem un viitor și o nădejde, să știm că dacă plecăm de pe pământ, peste o oră sau atunci când plecăm de aici, de la adunare, știm unde mergem. Știm că ne-a pregătit un loc în glorie la Tatăl. A pus în noi făgăduința aceasta că vine să ne ia, să ne ducă acasă în locul pregătit. Dumnezeu să lucreze ca și astăzi. Să fie persoane ca și Corneliu. Mă și gândeam, cheamă pe cineva Corneliu în locul acesta? Sau Cornelia? Și nu s-a predat Domnului? Haideți! Faceți-o astăzi. Predați-vă inima Domnului Iisus. Acceptați prin credință jertfa lui de la Golgota. Și lăsați ca sângele Domnului Iisus, care s-a scurs la cruce, să vă curățească și pe dumneavoastră de orice vină și de orice păcat. El să vă ajute la aceasta. Amin. Amin.